Căști pentru telefoanele mobile și încărcătoare contrafăcute în valoare de peste 2 milioane de lei este captura polițiștilor de la transporturi maritime. Aceștia au descoperit aproximativ 6.000 de perechi de căști cu fir, căști Bluetooth și încărcătoare de telefon contrafăcute în valoare de peste 2 milioane 200 de mii de lei. Acestea au ajuns în țara noastră într-un container sosit din China, în portul Constanța Sudagigea și aveau ca destinație o societate din Ucraina. Accesoriile purtau în semne unor mărci înregistrate susceptibile de a aduce drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective. Toată marfa a fost confiscată în cauza polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație de mărfuri contrafăcute.